Mașina asta, dacă merge încet, nu consumă foarte puțin drumul morții. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod foarte matinal cu mașina potrivită. E bine, vara asta a cam trecut, vine toamna și m-am gândit să fac un episod de consum. Am de făcut un drum destul de lung prin Moldova, m-am gândit să iau de data asta BMW-ul și să vedem cât consumă un E90 2.0 N47 cu distribuția schimbată, nu că ar conta cumva, cu revizie făcută, cu discuri și plăcuțe noi și cu cauciucuri relativ ok, așa uzate pe la un 50%, roți pe 16, cutie automată ZF în 6 trepte e mașina asta. Mașina are acum 273.000 de kilometri, are filtru de particule curățat, senzorii de presiune diferențială înlocuiți și ei și asta este o mașină pe care am folosit-o la drum lung. Când am folosit-o, că n-am mai mers de mult cu ea. În episodul de astăzi vreau să alimentăm, mergem până la Galați și de la Galați ne întoarcem înapoi dacă nu mai apare nicio verificare pe teren. Dacă mai apare vreo verificare pe teren, atunci o să mergem altundeva, în, nu știu, în zona Moldovei, nu știu, poate mergem la Bacău, poate la Focșan, poate mergem la Suceava, poate mergem la Iași, cine știe. Și atunci o să se facă un tur de ăsta de mulți kilometri. Și sunt curios, bă, cât consumă mașina asta? Poate să scoată consum de 5? Bine, eu nu o să merg la consum, o să merg normal. Până una alta, vreau să vă mulțumesc că ne sunteți subscriber, mulțumesc că ne sunteți clienți, iar dacă vreți să deveniți clienții noștri și să verificăm mașini pentru voi, atât la noi la atelier în București, cât și altundeva pe teren în București sau altundeva în țară, cum fac acum, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp la numărul ăsta. Am zis tot? Da. Hai să dăm drumul la treabă. Asta este mașina cu care merg astăzi. Ați mai văzut-o prin diverse episoade. Arată ok. Am încercat eu să-i curăț jantele. Am folosit Sonax. Dar, na, 11 ani de nefăcut nimic. N-are cum să se ducă așa dintr-o bucată. Cauciucuri Bridgestone, Turanța, Runflat, astea sunt, cred că, din 2018, 2019 sunt astea, la fel și pe spate. Greutate extra. Mi-am luat cu mine chestia asta, am devenit mare fan. Așa. Să fac ceva exerciții, am și niște device-uri pe aici. Și în spate n-am nimic. E puțin cam murdară mașina, are niște pete. Aș da cu ceva să se curețe. Bine, hai să alimentăm, resetăm totul și apoi plecăm. În general, eu alimentez cam un plin de motorină mai scumpă la vreo 3 plinuri de motorină din aia altă mai ieftină. Asta ca să-mi țin sistemul de injecție curat. Până acum n-am avut probleme la nicio mașină făcând așa. Nu știu cum faceți voi. Bun. Deci am alimentat, punem capacul ăsta la loc și acum trebuie să și plătim și să ne mai luăm ceva de mâncare. Uleu, m-am alimentat și pe mine. Așa. Și Cola Zero, apă. Și prostioară de asta. Nu știu, frate, când vii la benzinărie nu prea ai cum să te abții. Nu știu cum sunteți voi, dar parcă trebuie să-ți cumperi ceva de fiecare dată. Și eu îmi cumpăr, v-am zis, prostioare. Ia să văd dacă mai merg astea. Mai merg astea. Merg, frate, merg. Cum să nu meargă? Bun, resetăm totul. Și plecăm. Așa, mi-a fost dor de BMW-ul ăsta. N-am mai mers de mult cu el. Merge bine. Îmi zice 2 ore 43 până la Galați. Ceva lucrări pe drum, știu că am mai fost săptămâna trecută odată. Dragilor, am plecat. Am schimbat și biletele de direcție ale acestui BMW. Stânga troncănea și nu mai stătea așa de fix. Și desigur am făcut și geometria. Mi se pare că mașina merge mai bine acum, stă mai bine pe drum.
Nu știu cum o să se comporte la viteză mai mare. Da. Deci am toate condițiile ca să fie o excursie bună. Mai puțin drumul ăsta către Galați. De fiecare dată când merg pe drumul ăsta, nu știu, mi se pare plictisitor. Vitezele de deplasare de obicei sunt mari acolo pe bucățile alea. Adică nimeni nu respectă. Poate trăia cu tractorul, nu știu. Dar în general, hai să zic, nu nimeni, dar foarte, foarte puțini oameni respectă limita legală de viteză. De obicei mergi mai repede, pentru că se poate merge mai repede. O să vedem și care e viteza medie și ce consum scot. Cam așa este vremea. BMW-ului îi place când merge la drum întins, atunci cred că poate să consume puțin. Acum consumul a rămas constant, chiar dacă am mers cu viteză destul de mică. Deci am 5,8 cu viteză medie de 93 la oră. Deci viteza asta medie tot scade, tot scade. Bine, acum sunt în coloană, este și vreme nasoală. Au mai venit vreo doi de pe contrasens cu mașini gri, fără faruri pornite. E un pic periculos așa să te bagi în depășire. Dar mai am o jumătate de oră până la Galați. Și da, o să văd cât consumă până acolo. De vreo 20 de minute, cred că nu am mers mai mult de 50 la oră. Am viteza medie de 91,6 km pe oră. Dar e trafic. Mergem încet. Ia să vedem. 5,7% consumul. Cred că ăsta o să fie consumul final până la Galați. Acum ajungem în oraș și mai am încă 6 minute până la locația la care trebuie să verific mașina. Dar ultima jumătate de oră a fost tristă, cu ploaie, cu trafic, camioane. Nu pot să zic că a fost cel mai mișto drum din viața mea. Dacă am pe acolo, declar eu consumul pe la 5,7 per total. Dragilor, consumul până acum, eu sunt acum la trecerea cu cale ferată înspre Slobozia. Consumul este de 6,1%, ia să vedem viteza medie unde ești. 106 la oră și mi-arată remaining value 900 de kilometri. Bă, deci consumă puțin BMW-ul ăsta, ia să oprim aici, să nu consumăm degeaba. Acum ploaia s-a oprit. Am o poveste foarte interesantă pe care vreau să vă spun. A? Și vine și trenul. Acum vreo câteva luni am fost în Galați să verificăm o mașină și am plecat, bine, n-am fost eu, a fost unul dintre colegii mei, și am plecat când în București era frumos. Fix înainte să ajungem în Galați, a început să plouă. Omul respectiv venise cu mașina în parc și a apucat să prindă, nu știu, 15 minute, 10 minute de ploaie, astfel încât dedesubtul mașinii era ud. În momentul verificării, mașina era udă, colegul meu a șters-o, dar după aceea a început din nou să plouă, dar nu ploaie intensă, ploaie mai pe care puteai sta. Una este să verifici mașina pe ploaie sau mașina udă, alta este să verifici mașina uscată. Problema cu mașina este că în urmă cu 4 ani, deci 4 ani înainte de verificarea noastră, mașina a avut niște daune pe care noi nu le-am observat. Daunele au fost așa. Basculă față, nu știu, stânga sau dreapta, un amortizor, pivot, fuzetă, ceva bielete și o roată. Deci toate chestiile astea s-au întâmplat în urmă cu 4 ani. Noi am verificat mașina pe ploaie udă și nu am fi avut cum să ștergem componentele de pe dedesubt. Și clientul ne-a zis așa: bă, ați făcut o muncă proastă, munca voastră este de rahat, sunteți niște incompetenți, pentru că nu ați putut observa chestia asta. Și eu m-am gândit, bă, oare există un mod în care am fi putut noi șterge toate chestiile alea? V-ați putea voi da seama
de, nu știu, un braț care a fost înlocuit în urmă cu 4 ani. Așa că am sunat la reprezentanța oficială a mărcii să întreb, bă, dacă aduc o mașină la voi, să o verificați pe elevator și e udă și s-a schimbat ceva în urmă cu 4 ani pe partea de dedesubt, puteți să vă dați seama? Și omul ăla de la reprezentanță mi-a zis, domnule, dar sunteți absurd. Cum vă puteți imagina așa ceva? Adică, normal că nu. Dar clientul ne-a zis, reprezentanța ar fi putut face. Și am sunat la reprezentanță și reprezentanța nu a putut face. Totodată mașina a avut și, nu știu, pe ceva, o scria acolo, podea, reparație podea, ceva de genul, un devizul de la reprezentanță, că am obținut devizul ăla. Mașina de obicei au tot felul de scuturi, trebuie să dai scuturile jos să vezi dacă s-a făcut sau nu s-a făcut o reparație la podea. Pe ploaie, cu mașina udă pe dedesubt și dacă o ștergeam pe afară, n-am fi avut cum să ne dăm seama. Există lucruri pe care nu le poți vedea când verifici o mașină second hand, asta încerc să spun. Totodată mașina avea și o parte din spoilerul față revopsit și bara spate fusese înlocuită cu un reper original, dar n-a avut o daună mare, a fost gâriată și noi n-am observat asta. Clientul s-a declarat foarte nemulțumit, horror, și a dramatizat. Și acum vă întreb pe voi, este printre voi un specialist foarte, foarte bun, care pe ploaie poate determina dacă componente pe dedesubtul mașinii au fost înlocuite în urmă cu 4 ani sau nu? Dacă există, depuneți un CV la mașina potrivită, că avem nevoie de oameni de ăștia care să determine în mod miraculos și spectaculos, fără elevator, fără elevator, astfel de lucruri. Dacă cumva vă știți super specialiști din ăștia, vă rog să-mi scrieți și haideți să lucrați la mașina potrivită. Și apropo, noi căutăm să ne extindem, așa că dacă credeți că ați fi buni pe verificări de mașini second, trimiteți-mi un mail la mailul ăsta de aici. Așa. Înapoi la ale noastre, testul nostru de consum. Acum mă aștept consumul nostru să scadă. Scade și viteza medie, 104 la oră. Eu între timp am și ajuns la Galați, este ora 12:15. Am și verificat mașina de acolo. Avem un consum de 5,8% și viteza medie de 86 de km pe oră. Eu zic că nu este un consum rău. Partea cea mai interesantă este că avem de verificat acum o mașină la Bacău. Și am băgat pe GPS drumul spre Bacău, o să mă duc de la Galați la Bacău, ajung în DN85 mai sus de Focșani și o iau prin Tecuci și apoi mă duc la Bacău pentru a verifica altă mașină acolo. Așa că testul nostru se prelungește. Așa că haideți cu mine în continuare la Bacău. Poate la Bacău nu plouă. Între timp, amintire din Galați este ăsta. Foarte, foarte enervant. Bă, dar ce enervant! Deci m-am oprit pe marginea drumului. Da, și pe când am plecat și m-am uitat, am împins roata, dar nu l-am văzut. Nu l-am văzut, dar l-am simțit. Aie, dar cine are discuri noi? Oh, ce interesant! Asta e metoda standard? De scos holșul? Da, e o metodă mai simplă. Mai simplă, mai rapidă, mai punându-i un doc la cauciuc. Uite cum a intrat ăla direct așa. Super, deci ar trebui să reziste. Cam gropolane pe aici, pe la Tecuci. Da, deci aveam înainte o bătaie. Păi și, mamă, foarte, foarte enervantă bătaia aia. Evident, era un șurubel. M-am oprit pe marginea drumului, am împins mașina în față, în spate, dar nu l-am văzut pentru că era pe interior. Da.
Și l-am luat fix unde m-am oprit ca să povestesc. Deci m-a așteptat special pe mine. Ia să vedem dacă tot am mers eu încet. 7,7 de km pe oră, 5,8%. Deci mașina asta, dacă merge încet, nu consumă foarte puțin. Și atunci merită mai degrabă să mergi cu viteze mai mari. Cred că peste 100 îi place. Foarte interesant podul ăsta, peste lacul de acumulare Movileni. Drăguță zona, foarte, foarte fain peisajul aici în zona asta. Cum o fi să mergi cu tirul și să-ți vină alt tir de pe contrasens prin bucățica asta super îngustă? N-aș vrea să știu. La ora 4 o să ajung eu la Bacău. Și ajungem acum pe E85, drumul morții. Unde e o chestie foarte dubioasă cu acostamentul ăsta. Ăsta e acostament. Nu e ok să circul pe acostament, în spate sunt două tiruri care se depășesc, unul merge pe acostament. Nu știu, așa a fost gândit drumul ăsta. Habar n-am cum, de ce. Da, așa a fost gândit. Ah, da. Cum ați merge voi? Ați merge așa? Ați merge așa? Sau ați merge așa? Trebuie să nu încurci pe alții. Trebuie să ai grijă și la viața ta. Da, o complicăciune. Eu am ajuns în Bacău la un dealer aici pentru a verifica o Skoda Octavia. Mașina mea zice că mai poate să meargă încă 527 de kilometri. Consumul este de 6% și am o viteză medie de 78 la oră. Nu-i rău. Între timp s-a făcut ora 8. Este 8 seara. BMW-ul a consumat 6%. A mers și tare și încet. Și am mers cu o viteză medie de 79,5 la oră. În afară se poate merge mai tare, în localitate nu se poate merge chiar așa de tare. Și drumul ăsta, într-adevăr, e dificil. Adică dacă faci drumul ăsta săptămânal, ți se ia de condus, zic, deci nu mai ai niciun chef, nici nu știi pe unde să mergi. Oh, este ora 22:31 de minute. Eu am ajuns în București. Și ia să vedem cât a consumat BMW-ul. Bine, acum că-l țin pornit, am avut o viteză medie de 80 la oră. Și ăsta este consumul. Nu mai știu câți kilometri, când o să mă uit la clipurile filmate, o să văd. Acum sunt 273, 848. Am consumat 3 sferturi de rezervor și a fost o excursie pe cinste. Practic am crezut că o să fac un test de consum de la București la Galați și înapoi, dar de fapt testul de consum s-a extins, a fost București-Galați, Galați-Bacău, Bacău-București pe E85. Am mers și destul de tare și destul de încet, deci am avut așa, v-am zis, 80 la oră media, inclusiv orașe, inclusiv Galațiu, inclusiv Bacău și inclusiv ieșitul din București și intratul înapoi în București. Mie mi-a plăcut ziua de astăzi, BMW-ul a consumat decent, a fost o mașină decentă, am și făcut și pană, au și vibrat roțile, probabil puteam să scot un consum mai bun dacă mergeam mai atent, dar mai jos de 5,5 nu prea cred că aș fi putut scoate eu. Cu siguranță un șofer mai atent ar fi putut scoate chiar și 5%. Eu sunt mulțumit de cum s-a comportat mașina asta și chiar și de consum. 6% la drum lung pentru BMW de 163 de cai, tracțiune spate, cutie automată, 2 litri diesel. Mi se pare un consum decent. Voi ce părere aveți?
pare decent sau nu pare decent. A, așa, și cu jazz-ul ăsta în background, dragilor, ziua asta a fost lungă, așa că eu o să vă las acum și o să mă duc să mă culc, pentru că mâine o să fie o zi și mai lungă. Așa că până data viitoare, la următorul episod de consum, v-am salutat. Pa, pa!